expertiză, urmând ca medicii legiști să stabilească dacă într-adevăr acestea îi aparțin sau nu Luizei, pentru că Gheorghe Dincă i-a adus astăzi aici pe anchetatori. Le-a spus că aici ar fi aruncat rămășițele Luizei. A venit Gheorghe Dincă escortat de polițiști în cătușe, le-a indicat procurorilor locul unde ar fi aruncat rămășițele. Vorbim din ultimele informații despre crime la Indigo. Gheorghe Dincă le-a mărturisit procurorilor că pe ambele fete, atât pe Luiza cât și pe Alexandra, le-ar fi ucis în același mod, le-ar fi incinerat trupurile și apoi a încercat să scape de rămășițe. Tot astăzi, procurorii au căutat într-un lan de floarea soarelui timp de 4 ore telefonul fetei, telefonul Luizei, tânăra de 18 ani, care a fost dată dispărută la jumătatea lunii aprilie. Aproape 4 ore au căutat așadar procurori, jandarmi, polițiști acest telefon pe marginea drumului național ce face legătura între Craiova și Caracal. Au căutat mobilul chiar și cu detectoarele de metale, însă nu au găsit nimic. Este prima dată când avansează ancheta în cazul Luizei, pentru că ne amintim, în urmă cu fix o săptămână, Gheorghe Dincă le spusese anchetatorilor că a aruncat trupul fetei în Olt, apoi a revenit, a spus că a aruncat trupul Luizei în Dunăre, a fost în corabia, dacă ne amintim bine, la ieșire din corabia pe malul Dunării cu anchetatorii, le-a spus că acolo ar fi aruncat trupul fetei, însă a devenit confuz, n-a mai știut nici măcar drumul pe unde a luat-o, așa că anchetatorii s-au întors fără nicio dovadă. Până acum, singura dovadă, singura legătură între Luiza și Gheorghe Dincă, acest bărbat de 66 de ani, care a mărturisit că a ucis-o pe fată, este chiar proba lui, mărturia lui până la urmă, pentru că până acum anchetatorii nu au găsit elemente clare, dovezi solide care să o lege pe Luiza de casa lui Gheorghe Dincă. Iar dacă ne referim la cazul Alexandrei, acolo anchetatorii au găsit ADN în mașina și în casa lui Gheorghe Dincă, iar mai apoi, la sfârșitul săptămânii trecute, ne amintim că medicii legiști au anunțat că și acele fragmente osoase incinerate pe care le-au ridicat investigatorii din curtea lui Dincă erau ale Alexandrei. Mărturia de astăzi a lui Gheorghe Dincă ar fi venit datorită unui anchetator care a reușit să se apropie de el și care a încercat și aparent a și reușit să obțină mai multe date decât se întâmplase până acum. Până acum, Gheorghe Dincă fusese abordat de anchetatori toți deodată și n-a fost simplu. Ministrul de Interne, de altfel, a vorbit despre calitatea polițiștilor trimiși la Caracal. Este vorba, știți, despre schimbarea, marea schimbare din anchetă. După ce DIICOT București a preluat cazul, și polițiștii criminaliști s-au schimbat și sunt cei de la structura centrală a poliției, mult mai specializați, declarația ministrului de interne. Se lucrează în ritm alert și se administrează probe, însă informațiile din ancheta procurorilor vor fi oferite de DIICOT. Nu este normal ca noi să prezentăm astfel de informații. Avem în teren la această oră unii dintre cei mai buni.